Citim cuvântul Dumnezeu din cartea Exod, capitolul 14. Vă invit să vă ridicați, să dăm cinste cuvântul Dumnezeu. Este momentul unde Moise, împreună cu poporul Israel, sunt pe țărmul Mării Roșii. În față e Marea Roșie, în urmă este faraon împreună cu toată oștirea lui și se întâmplă un miracol. Versetul 21. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu toată puterea toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut în mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii au urmărit și toți caii lui faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În strașa dimineții, Domnul, din stâlpul de foc și de nor, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășeală în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare și apele o să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Nici unul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut în mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Amin. Luați loc. În anul 1997 am avut un accident cu mașina și am fost paralizat de la brâu în jos. Poliția m-a declarat mort. Am stat imobilizat la pat câteva luni, dar Domnul a făcut o minune și astăzi merg. 10 ani mai târziu, un alt accident, parte cervicală. Iarăși, n-am mai mișcat, am fost mort din punctul meu de vedere. Nu mai eram bun de nimic. Domnul din nou a făcut o minune. La începutul anului 2018, scumpa mea soție a fost diagnosticată cu cancer limfatic, stadiu 4, metastaze ficat și stomac, maxim 3 luni de trăit. Și atât că au trecut 6 ani de atunci. Și e foarte bine. În tot acest timp, Romani 8:28, în versiunea fidelă, spune în felul acesta: și știm că toate lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor chemați conform scopului său. În această seară, dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre scopul durerii, scopul suferinței. Pentru că este un scop acolo. Problema cu care se întâmpinau izraeliții era că faraon venea după ei. Faraon era în spatele lor. În față era Marea Roșie.
Dar ei nu au văzut scopul pentru care Dumnezeu i-a adus acolo. Au văzut doar problemă. Și au fost îngroziți de problemă. Ce facem astăzi? Ce facem acum? Ne omoară faraon. Pentru că noi am lăsat ce am fost ca să devenim ceea ce dorim să fim. Și asta este scopul pe care Dumnezeu îl vrea în viața mea. Să las ce am fost ca să devin ceea ce dorește El. Dar când ești acolo în mijlocul durerii, în mijlocul suferinței, îți este greu să privești la scop. Pentru că tu te uiți și vezi că trecutul te urmărește. Și vezi că trecutul este în permanență acolo. De ce nu mai ieși? De ce nu mai scapi? Doamne, de ce atâta durere? De ce atâta suferință? Este un scop în durere, dragii mei. De cel mai multe ori, noi ne uităm la ce se întâmplă. Dar Dumnezeu se uită la de ce se întâmplă. Ai vrea din această seară să plecați de aici măcar cu gândul acesta, ca începând de astăzi să nu mai puneți întrebări lui Dumnezeu, de ce, de ce, de ce ai făcut asta? Și să începi să vorbești cu El și să spui, Doamne, ce vrei să mă înveți de aici? Care este scopul? În primul accident a trebuit să stau toată noaptea în câmp când m-a văzut nimeni, de la miezul nopții până dimineața. Dar am avut un timp cu tăticul extraordinar de minunat. A fost acolo, prezent. Și am zis, Doamne, ce vrei să-mi spui? Ce vrei să-mi înveți? Soția, când a trecut prin încercarea asta foarte grea, când trebuia să ne luăm rămas bun de la copiii noștri, și a zis, Doamne, ce vrei să mă înveți? Ce vrei să omor, de fapt, în mine, care este prea evident? Acel lucru s-a întâmplat și în viața mea. Chiar dacă nu ne place ce se întâmplă, dragii mei, ai încredere în de ce se întâmplă. Pentru că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Orice decizie pe care o ia Dumnezeu este sfântă. Orice decizie pe care o ia Dumnezeu este corectă. În momentul în care începi să pui la îndoială decizia lui Dumnezeu cu privire la viața ta, nu te îndoiești de evenimentul prin care treci și te îndoiești de însuși Dumnezeu. Asta vrea diavolul, să ne pună la îndoială divinitatea lui Dumnezeu în viața noastră. Este un scop în ceea ce se întâmplă acum în viața ta. Nu știu prin ce treci. Nu știu prin ce încercare ești. Poporul evreu, aceștia erau sclavi din punctul lui faraon de vedere. Și urmăritorul era pe urmele lor. Ei la un moment dat au scăpat de faraon și ei plecaseră din Egipt cu câteva zile în urmă. Și ei erau liberi și mergeau pe drum liberi până când au ajuns la Marea Roșie. Și undeva în depărtare au început să se vadă un fum, că se ridica un praf, că venea faraon cu carele lui. Și au zis, faraon e după noi, ne urmărește, ne prinde și ne omoară. Ce facem? Dragii mei, la fel face și diavolul cu noi. Ori de câte ori apare o criză în viața noastră, tindem să ne uităm la praful din urmă, că diavolul e după noi. Și Dumnezeu zice, ești liber! Ești liber! Nu te mai uita în urmă! Ești liber! Și tot timpul parcă ne uităm peste umăr, cu coada ochiului, când va veni faraon după mine.
Și cum vine o criză în viața mea, tind să mă uit peste umăr și să mă duc la vechile mele obiceiuri. Dacă vine, dacă mă omoară. Și diavolul e acolo să spună, va veni, voi aduce din nou acea dependență peste tine, voi aduce din nou acea adicție peste tine, voi veni din nou peste tine. Dar Dumnezeu a zis, tu ești liber. De cele mai multe ori când suntem în astfel de crize, când e suferință și este durere, tindem să mergem la vechile noastre obiceiuri. Uitați-vă la Petru. După ce a murit Domnul Iisus și aștepta a treia zi să învieze și nu a înviat. El așa a crezut că n-a înviat. Și atunci Petru a într-o criză a identității lui. Ce se întâmplă acum? Nu a venit la mine pentru că m-am lepădat de el? Ce se întâmplă? Și știți care a fost prima atitudine a lui Petru? S-a ridicat și a zis, mă duc la pești. Mă duc să prind pește. Și a început să mă ia cu el, a început să întoarcă Petru la obiceiurile vechi și Domnul Iisus a zis, te voi face pescar de oameni, nu te mai întoarce la vechile tale obiceiuri. Chiar dacă faraon încă mai este pe urmele tale, vreau să nu uiți un lucru, că tu nu mai ești sclav. Tu nu mai ești sclav. El te-a eliberat. El te-a eliberat. Că, dragii mei, din păcate, mulți încă ne întoarcem și teama aceasta dacă se va întoarce. Și știți, de fiecare dată, mai ales persoanele care trec prin cancer, se gândesc dacă va recidiva boala. Dacă. Când ai dacă în mintea și în inima ta, nu mai trăiești. Pentru că vreau să spun că trăind cu amenințare nu înseamnă că trăiești. Trăind cu amenințarea a lui dacă, tu nu te bucuri astăzi de prezent. Câtă vreme încă mai permitem lui Faraon să ne urmărească, dragi mei, încă suntem toți sclavi. Câtă vreme încă îi spunem lui Faraon și îi permitem lui să ne urmărească, tu nu te vei ridica niciodată la nivelul pe care vrea Dumnezeu să fii. N-ai cum. Pentru că te ține acel dacă, te ține acel faraon, încă ești acolo în urmă. Apa pentru ei era o problemă. Marea Roșie. Era o mare problemă. Dar pentru Dumnezeu nu era altceva decât un mijloc de eliberare. Și atunci contează perspectiva cu care te uiți la criză. Contează paradigma prin care tu vezi viața, încercarea, suferința. Uită-te prin perspectiva și prin ochii lui Dumnezeu. Pentru că suntem atât de predispuși să ne văităm, să ne plângem. Și sentimentul și atitudinea asta de victimă ne este atât de la îndemână. Dar, dragii mei, evenimentele în care, în fața cărora stăm noi, suferință, durere, criză, boală, pentru Dumnezeu, de fapt, sunt un mijloc de eliberare. Pentru că tot ce aparținut lui Dumnezeu a ieșit din apă. Restul a fost înnecat. Tot ce a ieșit din apă îi aparține lui Dumnezeu. Tot ceea ce urmărea, tot ceea ce era împotriva lui Dumnezeu a murit acolo. Dragii mei, în această seară ai vrea să începem să avem perspectiva cerului. Să vedem lucrurile prin ochii cerului. Să vedem suferința, durerea. Unde sunt acolo eu astăzi? Când știi că nu o să mai mergi niciodată și spun oamenii că nu mai ai nicio șansă să mergi vreodată. Și în același timp, acolo în câmp, zice Dumnezeu, vei merge. Și am zis, Doamne, nu prea am văzut pastorii în scaun cu rotile să fie acolo.
m-ai chemat să slujesc. Ce vrei să-mi spui? Și stai liniștit. Stai liniștit. Că am o lecție. Am o lecție pentru tine. Doamne, vreau să învăț lecția aia. Pentru că dacă nu o învăț acum, va trebui să reiei procesul. Și noi tot vrem să mergem ba la liceu, ba la facultate, dar toate astea încep cu clasa întâi, încep cu grădinița. Nu putem sări pași în dezvoltarea noastră spirituală și emoțională. Nu avem cum. Nu putea să aibă Dumnezeu 100% control asupra poporului Israel până când nu omorea pe faraon, pe egipteni, ca să le plece din minte. Și a încercat Duhul acesta. Și a încercat odată, de două ori, de nouă ori. Și a încercat 40 de ani să scoată Egiptul din inima lor. 40 de ani o dura să scoate Egiptul din inima lor. Și de fiecare dată le tot amintea cu fiecare eveniment: voi sunteți liberi, voi nu mai datorați nimic. Și ei se întorceau la castraveți. Și mintea lor era tot la castraveți. Dumnezeu te trece astăzi prin ceva cu scopul de a distruge ce te urmărește. Și e atât de adevărat, dragii mei. Pentru că noi trăim și mergem în fiecare zi și luăm fiecare zi normal, intrăm într-o anumită rutină, ne formăm tiparele noastre de viață și uităm că noi suntem într-o continuă pregătire pentru cer. Noi nu ne pregătim pentru lumea asta de aici. Uităm că noi suntem într-o continuă pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu și atunci eu nu pot să mă duc așa în împărăția lui Dumnezeu. În viața mea Dumnezeu nu are rutină. În viața mea Dumnezeu nu are rutină. În fiecare zi El pregătește noi și noi provocări. De ce? Ca eu să devin ceea ce trebuie să devin în ochii Lui. Și atunci fel și fel de lucru permite în viața mea. Suferința e unul dintre ele. Durerea e locul unde ne captivează Dumnezeu atenția. Faraon i-a urmărit crezând că îi aparțin lui. Dar Dumnezeu îi comunică lui Faraon prin Moise: Israel este întâiul meu născut, nu e al tău, Faraon. Faraon alerga după poporul Israel: este sclavul meu, sunt sclavii mei. Dumnezeu zice: nu, sunt copiii mei, este prea iubitul meu, e al meu. Dragii mei, la fel face și diavolul. Aliargă și aliargă și spune: ești al meu, ești al meu. Și Dumnezeu spune: nu, este al meu. Am plătit un preț. Spunea fratele Călin despre: e un răscumpărător. Voi ați fost răscumpărați cu un preț. Nu mai suntem ai lui. Nu mai sunt ai lui. Și atunci, pentru că eu sunt născut din Dumnezeu, Dumnezeu face o transformare. Și îi zice: sclav? Bine. Și a intrat sclavul în apă, prin apă, a mers ca pe uscat. Și cineva a zis la un copil: cum poți să crezi că a fost chiar uscat marea aia acolo așa? Chiar așa. Măcar poate că a avut așa vreo 10-20 centimetri. Și o slavă Domnului, înseamnă că avem un Dumnezeu și mai mare. Păi cum așa? În 10 centimetri se omoare întreaga armată. Dar asta e Dumnezeul nostru. Când scrie Biblia că au trecut ca pe uscat. A fost uscat acolo. Toată noaptea au bătut un vânt. Eram undeva în județul Alba. Și eram la adăpost, într-o casă. Dar noapte întreagă a bătut un vânt extraordinar de puternic. A început să scoată
pomi, rădăcini, acoperișuri. Poate ați trăit și noastră momentul acelea. Și mă gândeam la poporul Israel când ei erau în corturile lor acolo și sufla vântul ăsta extraordinar de puternic și să te gândești, Doamne, cum ne scoți de aici? Ce-i vântul ăsta? Doamne, ce se întâmplă? În ce context ne-ai dus? De ce ne-ai dus aici? Se creează confuzie. Asta vine diavolul să crezi. Dar Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Nu te uita la confuzia. Nu te uita la lucruri pe care tu nu le înțelegi. Bazează-te că El știe ce face. Ai încredere că El știe ce face. Indiferent cât de tare bate vântul acolo. Indiferent cât de puternic este faraon. Au intrat în apă, dar au fost transformați în fii. Ei încă aveau mentalitate de sclavi. Și din păcate au mai avut mentalitate de sclavi ani și ani de zile. Ei încă în mintea și în inima lor, încă ei erau sclavi. Dar Iisus zice, ești fiu, te-am răscumpărat. Schimbă-ți mentalitatea, schimbă-ți gândirea. Tu nu mai ești sclav. Pavel spune, voi nu mai datorați nimic firii acesteia. Voi nu mai datorați absolut nimic. Schimbați-vă gândirea. Prefaceți-vă. Transformați-vă. Pentru că voi sunteți fii. Voi sunteți fii. Și acolo din apa respectivă au ieșit fiii. Și au murit toți. Și au murit tot ce determina pe ei să creadă că sunt sclavi. Faraon le dădea statut de sclavi. Dumnezeu le-a dat statut de fii. Dragii mei, dă-vă mă uitați la Marea Roșie din fața dumneavoastră ca fiind ceva, wow, ce se va întâmpla acum? Ce se va întâmpla acum cu mine? Ai încredere că Dumnezeu, dacă te consideră și tu ești fiu, dacă tu crezi că ești fiu și El este răscumpărătorul tău, ai încredere că știe ce face. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Prin valea umbrei morții. Și dragii mei, nu zice nimeni că acolo să ne facem cortul. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Nu este moment în care eu stau acolo și acolo este viața mea. Nu de cum. Spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, tu ești cu mine. Pentru că niciodată nu-și părăsește fiii. Dar diavolul vrea să ne spună și să ne aducă în atenție. Ce faci acum? Ești părăsit. Și au avut încă vreo 3 sau 4 evenimente de genul acesta în care diavolul le-a spus că sunteți sclavi. El v-a părăsit. Ce căutați aici? Nu mai bine mergem înapoi. Murim de foame, murim de sete. Dacă aveți ce vă îmbrăca și dacă aveți ce mânca, dacă aveți ce să beți, vă este îndeajuns. Pentru că principiul împărăției este căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și toate aceste lucruri vin ca bonus. Pentru că El asta, în felul acesta, îi tratează pe fii. Asta este felul în care Dumnezeu îi tratează pe fiii Lui. Marea Roșie, dragii mei, a fost locul transformării. Suferința este locul transformării. Nu fugiți de ea. Mă aud frați și surori că veneau la mine și zic, frate, trec printr-o anumită durere, hai să ne rugăm ca Domnul să o ia. De ce să o ia? Mă deranjează, e incomod. Da, e adevărat. Asta a fost și scopul, să fie incomod. De haide să stăm înainte să zicem, ia-mi eu, Doamne, să întrebăm, Doamne, ce vrei să-mi spui cu asta?
Doamne, ce vrei să-mi comunici prin durerea asta, prin suferința aceasta? Ce vrei să-mi comunici? Ce mai am de omorât din mine? Ce mai am acolo de omorât? Și vor mulți ca să treacă prin Marea Roșie așa să nu simtă absolut deloc. Niciun vânticel, niciun faraon, dar toți să fim foarte, foarte... Și spune, vă să fiu biruitor. Pe ca să fii biruitor, trebuie să existe o luptă ca tu să fii biruitor. Nu există biruitor fără luptă. Nu există. Poți să stai în tranșee cât vrei. Dar ca să fii, și el spune, voi sunteți mai mult decât biruitor, că eu am luptat pentru voi, spune Domnul. Voi sunteți mai mult decât biruitor. A comunicat poporul Israel, dragii mei. Voi sunteți fiii mei. Voi sunteți fiii mei. Locul transformării este locul acolo unde eu văd un obstacol și Dumnezeu vede o oportunitate. Și de-a lungul anilor, dragii mei, am început să învăț, Doamne Iisuse, nu mai există probleme. Nu mai există obstacole. Există doar oportunități. Pentru că fiecare obstacol pe care tu îl aduci în viața mea este controlat de tine exact. În primul accident, de la gât în jos, nu puteai să pui un deget. Era în toate culorile posibile. Dar n-am avut nimic rupt în mine. În afară de coloană. Capul sănătos. Nici o zgrietură. Pentru că Dumnezeu întotdeauna trasează limite. Și spune diavolului, până aici. Până aici. Și este atât de încurajator că prin orice încercare aș trece, diavolul are limită. Și limita aceasta este trasată de Dumnezeu însuși. Limita aceasta este tratată de Dumnezeu însuși. Când am aflat de cancerul soției, și am zis, Doamne, ce vrei să ne mai spui? Ce mai trebuie să omori în noi? Ce mai trebuie? Suntem gata. Suntem aici. Să se facă voia ta. Dar nu o lua pe Gina. Dar nu o lua pe Gina. Și a început școala. Și au început etapele prin care trebuia Dumnezeu să vorbească. Și, dragii mei, atât de frumos a fost. Atât de minunat a fost. Privind în urmă, dar știți, privind în urmă, nu mă uită la faraon. Mă uită la Luca, zic, Doamne Iisuse, ce Dumnezeu mare ești. Pentru că absolut fiecare etapă din viața noastră a fost frumos determinată de tine. Și lucrurile să se întâmple exact așa cum tu dorești. Și nimeni altceva nu putea să facă mai mult. Nici să dea vindecare, nici să fie mai grav. Adia moartea. Și zis, nu, nu-i loc la noi. Nu-i loc la noi. Pentru că Dumnezeu a tras la limită. Și a zis, nu veți muri. Pentru că am altceva pentru voi. Israel a zis, s-a terminat cu noi. Numai bine muriam acolo, l-a făcut cărămiz. S-a terminat cu noi. Cine poate să treacă Marea Roșie? Cum? Și noi vrem să dăm soluții lui Dumnezeu ce să facă pentru noi. Doamne, știi că ar fi bine să... Ce-ar fi, Doamne, dacă Tu ai face așa? Și suntem atât de bun la da sugestii. Doamne, dacă Tu nu poți, te și ajut dacă vrei.
Și stă Dumnezeu acolo și zâmbește și spune, nu uita, eu sunt Dumnezeul tău, eu am toate lucrurile în control. În timpul COVID-ului, atât de mulți oameni sunau, ce să fac? Ce să fac? Mi-e groază, mi-e frică, dacă mor. Și am zis, ce dacă mor? Și ce dacă mor? E lucrul cel mai frumos care mi se poate întâmpla mie ca creștin, să mor. Mă duc să mă întâlnesc cu tăticul, pentru că Biblia mă spune, voi trece de la viață la viață, eu nici măcar nu mor. E doar un transfer de realitate. Atâta tot. E doar un transfer de realitate. Și atunci încep să văd și să mă uit tot mai des prin perspectiva și prin ochii cerului. Ce bine că l-aveau acolo pe Moise, care în urmă, cu vreo câțiva zeci de ani în urmă, s-a întâlnit cu Dumnezeu și a zis, ia acel toiac care l-ai în mână, cu care îți păstorești oile astea, vei păstori pe fiul meu. Și toiacul ăsta e aceeași bucată de lemn, dar în mâna unui om care are perspectiva cerului se transformă și are putere, are autoritate. Nu trebuie să întâmple ceva miraculos cu tine. Wow, o să devin, o să mă transform. Nici de cum. Ți-a schimbat perspectiva, ți-a schimbat paradigma. Vei avea o altă perspectivă a realității în care trăiești. Și ăsta este lucru cel mai frumos. Că eu încep să mă duc și mâine la servici. Eu încep să mă duc și mâine la școală, încep să mă duc și mâine pe drum și vin și la casa Domnului și indiferent ce port în inima mea, indiferent ce port în trupul meu, eu port de fapt acolo lucruri pe care Dumnezeu le-a permis și vrea să le omoare în viața mea și eu am perspectiva cerului că acolo e destinația mea. Despre asta este vorba. Și El curăță și curăță și continuă să curețe. Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. Roman 6:7. Cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. De ce a ales oare Dumnezeu Marea Roșie? De ce a ales Dumnezeu Marea Roșie? Pentru că este un loc bun unde se neacă trecutul. Ala a fost locul ideal de înnecat trecutul. Nu mai exista. Și El a spus, eu iau păcatele voastre și le arunc în marea uitării. De acolo e pescuitul interzis, dragii mei. Da, diavolul, din păcate, mai are acces. Și noi încă ne mai gândim acolo, dar dacă Dumnezeu însuși a aruncat tot trecutul meu, o lua zapisul și o stris, gata, s-a sfârșit, s-a terminat. E plătit totul. De ce încă o mai gândesc la asta? De ce încă o mai gândesc la trecutul meu? De ce încă mai las trecutul meu să mă afecteze? De ce încă îl mai las? Când Dumnezeu mi-a schimbat perspectiva. O, frate, dar nu știi prin ce am trecut eu. Am trecut prin lucruri grele. Da, e adevărat. Nu e singurul. Emoțional, abuz, de tot felul. Le-ai dus la cruce. Ai dus la cruce. Ne place atât de multe ori să ne aducem aminte de trecutul nostru și mai ales să-l împărtășim cu ceilalți și automat devenim o victimă și ne place că noi captăm atenția și wow! Dar tu nu o să te vii vindecat niciodată. Tu nu vei fi vindecat niciodată până când nu lași pe Dumnezeu să omoare trecutul, să șteargă trecutul ăla. Și se întâmplă doar la Golgota. Doar la Golgota. Nu-i pastilă, nici o anumită terapie. Nu, nu, nu. La Golgota. Și prin suferință este locul transformării.
Am vorbit cu persoane care au fost în fel și fel de traume în viața lor. Și am căutat să vedem, Doamne, de ce? N-a existat nici o persoană de acolo. N-a existat nici o persoană să nu spună, m-a ajutat. M-a ajutat acel moment. Ceva a fost bun în tot ce s-a întâmplat acolo. Pentru că Dumnezeu poate să transforme sclavia ta, poate să transforme abuzul tău, trauma ta, poate să transforme ceva extraordinar de frumos să spună, ești fiul meu. Ești fiul meu. O imagine superbă pe care o avem din Sfânta Scriptură este Mefiboset, un olog. Și David a vrut ca să binecuvinteze memoria prietenului lui Ionatan. Și eu zic, mai este cineva, vreau să-l binecuvintez. Doamne, ăsta e olog. Și eu zic, începând de astăzi, tu vei sta la masă cu mine. Începând de astăzi, tu vei sta la masă cu mine. Și imaginez așa o masă superbă acolo cu tot felul de bunătăți. Era împăratul David, era Mefiboset. Dar sub masă era toată ologia lui, nimeni n-o vedea. Dragii mei, oamenii nu trebuie să ne vadă de unde venim. Oamenii trebuie să vadă cine suntem astăzi. Oamenii trebuie să vadă cine suntem astăzi. Ce a făcut Hristos în viața ta? Nu, trebuie să spun eu pe câte am trecut. Da, poate e important și aia pentru ceva la un moment dat. Dar oamenii astăzi, dacă vrei să-i dai o speranță, trebuie să-i arăți pe Hristos cine este El astăzi, acum, în viața ta. Ești fiu. Statutul acesta, nu te mai tot uita sub masă să vezi că nu poți să mergi. Nu te mai uita la părinții altuia, dacă aș fi avut eu părinții ăia, dacă aș fi avut eu soțul ăsta, dacă aș fi avut eu soția cealaltă, dacă. Nu, uită-te la ce ai. Domnul Iisus a spus, ce ai? Dumnezeu va pune în valoare ce ai, nu ce ai fi dorit tu să ai. El pune în valoare cine ești tu, nu cine cred alții că ar trebui să fii tu. El pe tine te scoate în evidență. Și El vrea să lucreze cu materialul tău, nu cu un material care ai fi vrut tu să fii și să devii. Am lăsat trecutul, am lăsat ce am fost, pentru că vreau să alerg înspre să devin ceea ce vrea El. Despre asta e vorba. Asta e scopul în durere. Ca să devin ceea ce vrea El să devin, nu ceea ce doresc eu să devin. Să obțin nu ceea ce doresc eu și ceea ce dorește El. Toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce sunt chemați după scopul Său. Credem că noi ne fixăm scopul. Credem că noi suntem cei care, suntem la cârma vieții noastre, facem ce vrem, când vrem, cum vrem. Uităm că avem un Dumnezeu în spate, care iese de fapt la cârma vieții noastre. Moartea plătește toate datoriile. Este locul unde se anulează datoria. Acolo s-a anulat toată datoria. Acolo, în Marea Roșie, s-o neca toți. La cruce s-a anulat toată datoria. Și Iisus o gândi și o zis, dacă pot să îndepărtez paharul acesta. Și tăticul i-a zis, nu se poate. Nu se poate. Este singurul mod în care poți să anulezi datoria lumii întregi. Este sângele tău. Trebuie plătit cu sângele tău. Nu se poate altfel. Doamne, cum pot să ajung în împărăția ta? Doar prin suferință? Da, și Biblia spune, la aceasta ați fost chemați, pentru că și Hristos a suferit. Voi de ce să nu suferiți? Cum crezi că poți să mergi în împărăția unui Dumnezeu atât de sfânt, tu cu tot bagajul tău, și eu cu tot bagajul meu, cum cred că pot să fac asta? Nu.
N-am nici cum. N-am cum să mă duc acolo. De aceea, Doamne, continuă să șlefuiești în noi chipul Tău. Continuă să șlefuiești în noi chipul Tău. Și, dragii mei, El nu ne dă mai mult decât putem duce. Niciodată nu a permis mai mult decât putem duce. Da, și au fost momente în care zic, Doamne, nu mai pot. Doamne, nu mai pot, destul, gata, nu mai pot. Și lua pe Domnul Iisus, se pune lângă mine, îmi pune așa o mână pe brațul meu și spate și zice, mai ai un pic, mai ai un pic, hai că mai poți, mai ai un pic și se termină. Și când zice El că se termină, se va termina. Vreau să trec prin Marea Roșie. Vreau să trec prin Marea Roșie. Când n-am cum să-L simt pe El și, și cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care în ziua aceea Domnul a izbăvit pe Izrael, Izrael a văzut mâna puternică pe care o întinsese Dumnezeu împotriva filistenilor. Cum pot să-L văd pe Dumnezeu dacă nu în așa ceva? Cum pot să-L văd pe Dumnezeu când spun doctorii, nu o să mai mergi niciodată. Ai nevoie de ani de recuperare, școala, poți să uiți de școală. Nu se va întâmpla așa ceva. 3 luni mai târziu am intrat în cabinetul medicului în picioare și au zis, nu se poate. Am zis, ba, da, se poate. Știi de ce se poate? Emanuel. Pe mine mă cheamă și Emanuel și pe el îl chema Emanuel. Și aveam de avut discuția asta, ce înseamnă Emanuel? Și am zis, Emanuel poate. Și am zis, mai am un verset în Biblie care îl iubesc, care spune că vindecarea mea va fi iute. Când El zice că vindecarea mea va fi iute, păi va fi iute. Nu va fi ani și sechele, o să mergi chiop, ai tot timpul nevoie de un bar, de un băț. Și lucrarea pe care o face Dumnezeu va fi desăvârșită. Lucrarea pe care o face El va fi desăvârșită. Al doilea accident a zis, o să rămâi la cap. Cine știe dacă poți să mai vorbești? Cine știe dacă poți să mai gândești coerent? Legumă? Legumă? Și am zis, este o părere. Este o părere și aveți voie să vă dați cu părerea. Dar altcineva și-a dat cu părerea înaintea voastră. Și când El a zis, astăzi e momentul să treci prin Marea Roșie, Doamne Iisuse, nu vreau să iau vaporul. Eu vreau să sufle vântul. Pentru că vreau să-ți văd mâna, vreau să-ți văd puterea, vreau să-ți văd în toată splendoarea. E o melodie superbă, cred că o și cunoașteți voi. Iahve se manifestă. Vreau să văd manifestarea lui Iahve în toată splendoarea lui. Pentru că vreau să trăiesc acea viață din belșug cu El. Și chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, eu știu că scopul pe care l-are Dumnezeu cu mine este un scop curat, frumos. Și mă va duce în împărăția Lui. Voi nu mai datorați nimic. În această seară, în rugăciunea pe care o să o facem la sfârșit, spune lui Faraon că ai murit. Spune-i trecutului tău că s-o necat și nu te mai afectează. Noi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. O, de fiecare dată când vine Faraon cu gândul ăla să spune, vezi că e sclavul meu, întoarce-te și împotrivește lui și spune, nu, eu sunt fiul lui. Întoarce-te și împotrivește-te tu lui tare. Și spune, sunt fiul lui. Nu sunt sclavul tău. Sunt fiul lui. Spune asta lui Faraon, Faraon, ai murit. Ai fost învins. Ai fost învins de către Iisus la Golgota. Eu nu mai trăiesc.
ci Hristos trăiește în mine. Eu nu mai datorez nimic absolut. În noaptea dinaintea plecării, dragii mei, poporul jefuit pe egipteni. Și după câtva timp, când trebuia să facă acel cort a întâlnirii, au început să aducă aur, au început să aducă argint și au zis Moise, destul, nu mai aduceți! Nu mai avem ce face cu atât aur! De unde l-ați adus, oameni buni? Și Dumnezeu a zis lui Moise, astfel veți jefui. Și în Exod 3 au zis, va fi o binecuvântare, voi binecuvânta o generație întreagă. Veți avea aur, veți avea binecuvântare. Dar ascultați-mă pe mine. Trebuie să urmați pașii pe care eu vă spun. Și toate bogățiile alea nedrepte din mâinile lui Faraon, toate bogățiile egiptenilor, Dumnezeu le-a transferat în popor evreu. Ceea ce ți-a furat diavolul cândva, el spune, ce-o mânca lăcustele, îți voi aduce înapoi. Îți voi aduce înapoi. Anii ăia, perioada aia grea din viața ta, o voi da înapoi multiplicat. Să ai încredere că el poate să facă lucrul acesta. Și este un scop prin tot ceea ce tu treci astăzi și prin ceea ce trec eu astăzi. Este un scop în durere. Să nu crezi că dintr-o dată a dat cineva cu zarul acolo și a zis gata, astăzi o să avem pe familia cutare și o să treacă prin suferință încercarea asta, nici de cum. Dacă fiecare păr din cap el îi numără, dragii mei, dacă el știe absolut fiecare moment din viața noastră, cum să le aprind surprindere suferința pe care treci? Cum să le aprind surprindere ceea ce se întâmplă în familia ta? Nici de cum. Nici de cum. Vă invit să vă ridicați și vreau să facem o rugăciune. Dar fiecare acolo unde este, îți cunoști durerea, îți cunoști suferința. Spune astăzi, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Tu ai purtat la Golgota și suferința asta. Doamne Iisuse, eu sunt fiu. Știu că sunt momente când mai disciplinez, dar Tu o faci din dragoste. Sunt momente care permiți aceste lucruri în viața mea pentru că Tu vrei să mă transformi și vrei să mă asemăn tot mai mult cu Tine. În această seară vreau să-i spun lui Faraon că a murit și nu mai trăiesc, ci Tu trăiești în mine. Și începând de astăzi, orice durere cu care mă mai amenință diavolul, dacă se va întoarce, ce mă fac dacă se va întoarce acel viciu, acea dependență, acel trecut care încă mă bântuie, spune că a plătit la Golgota pentru el. Iisus a plătit la Golgota și pentru lucrul acela. Și tu astăzi ești liber. Ești liber. Proclamă lucrul acesta. Declară lucrul acesta. Să-l audă toți martorii văzuți și nevăzuți că tu ești fiul lui. Ești copilul lui Dumnezeu. Plecăm capetele și ne rugăm.